în timp ce președintele Klaus Iohannis a respins propunerile de miniștri făcute de premier după retragerea ALDE de la guvernare, prim-ministrul Viorica Dăncilă sesizează Curtea Constituțională pentru a reclama un conflict între guvern și administrația prezidențială. Viorica Dăncilă consideră că sesizarea ar trebui văzută și ca un mijloc de a avea niște reguli pe viitor. Resping categoric propunerile înaintate pentru miniștri interimari. Președintele Klaus Iohannis a anunțat că respinge cele trei propuneri de miniștri interimari făcute de premierul Viorica Dăncilă, respectiv Nicolae Bădeleu la energie, Ioan Deneș la mediu și Ștefan Radu Oprea la relația cu Parlamentul. Șeful statului a acuzat PSD că se comportă iresponsabil la guvernare și că actualele conflicte din coaliția de guvernare nu au nicio legătură cu agenda reală a românilor. De cealaltă parte, premierul Viorica Dăncilă a decis să sesizeze Curtea Constituțională a României pentru a reclama un conflict între guvern și administrația prezidențială, acuzându-l pe șeful statului că blochează activitatea executivului, refuzând să numească miniștri interimari. Trebuia să avem ședință de guvern. Trebuia să avem pe agenda ședinței de guvern o ordonanță de urgență prin care prelungeam termenul de înscriere în registrul electoral al românilor din diaspora pentru votul prin corespondență. Nu am putut realiza acest lucru. Sunt multe obiective care nu mai pot aștepta. Această blocare a însemnat că tot ceea ce aveam pe ordinea de zi trebuie să ducem săptămâna viitoare și cred că acest lucru nu este un lucru normal, a declarat premierul Viorica Dăncilă. Curtea Constituțională a României a stabilit ca părțile implicate în conflictul juridic între guvern și administrația prezidențială, sesizat de premier, să transmită punctele de vedere până în data de 11 septembrie. În 28 august, Klaus Iohannis anunța că respinge integral și remanierea propusă de premierul Viorica Dăncilă, precizând că propunerile pe care le-a primit sunt inacceptabile. Șeful statului a adăugat atunci că guvernul are nevoie de un vot de confirmare în Parlament. Prim-ministrul îi transmisese președintelui Iohannis propunerea ca Dana Gârbovan să preia conducerea Ministerului Justiției, Mihai Fifor să fie ministru plin la interne, senatorul Șerban Valeca la portofoliul educație, Ana Birceal vicepremier pentru parteneriate și Iulian Iancu vicepremier pe probleme economice.